Mănânc ca să trăiesc. Îmi dau seama că îmi face plăcere să fac lucrul ăsta. Mai sunt și zile în care trebuie să car foarte mult echipament. Cum să fie? Pot doar să spun că am obosit. Adică am încercat cam toate exercițiile tale și sunt puțin obosit. Asta e clar. And everything we do is magic. Like the time I spent with you. Salut, urmăriți Strain Days, eu sunt Franța Adrian Diaconescu, iar invitatul de astăzi se numește Horia Stan. Horia este un împătimit al fotografiei și mai nou îi place foarte, foarte mult muzica electronică și s-a hotărât încet, încet, așa când are el timp liber, să creeze. Noaptea, parcă-l și văd, stă frumos cu clapele și compune muzică electronică. Rămâneți alături de noi pentru a afla totul despre frigiderul lui, despre rutina antrenamentelor pe care urmează să le facă, pentru că am scris un program de antrenamente și îl verific și mai mult să vedem cum s-a descurcat la provocarea la sfârșitul emisiunii. Hei, Horia, deschide. Vreau să-ți văd frigiderul. Iar ați venit cu întreținerea, nu? Vreau, domne. Hai, hai, intră. Păi haideți să vă prezint puțin casa mea, ca să vă faceți o idee. Aici e locul unde mă relaxez și ascult muzică, de obicei, nu prea mă uit la televizor. Și aici este zona de vinil. Puteți să admirați aici o pictură făcută de mine. Am și acest hobby, în afară de fotografie. Și bine ați venit și în studioul meu de acasă. După cum vedeți aici, mai am o colecție de sintetizatoare. Îmi place foarte mult muzica electronică și am transformat-o dintr-un hobby mic într-un hobby mai mare. Și acum hai să vă arăt frigiderul. Nu asta mănânc în fiecare zi, asta e ce am în acest moment în frigider. După cum vedeți, am lactate, mănânc lactate foarte multe, salate, sucuri naturale, și unele legume, cum ar fi brocoliul, care îmi place foarte mult. Îmi place să-l gătesc la tigaie. Cum te menții așa fit? Încerc să nu mănânc peste măsură și încerc pe cât posibil să fac sport, dar de multe ori nu am timp să ajung la sală și de asta mă gândeam că poate găsim o soluție. Care este mâncarea ta preferată? Mâncarea mea preferată cred că este grătarul de somon. Îți place să ieși la grătar cu prietenii? Îmi place să ies la grătar cu prietenii, îmi plăcea mai mult în trecut, când aveam și câteva kilograme în plus, dar acum prefer să stăm în confortul casei noastre și să gătim poate la aragaz sau la cuptor. Care e primul lucru pe care îl mănânci dimineața? Primul lucru pe care îl mănânc dimineața este sandwichul meu special, care e format din pâine prăjită cu unt și ou. Care este cea mai păcătoasă mâncare pe care o mănânci? Aici mai atins la o cordă sensibilă. Având în vedere că stau într-o zonă în care sunt foarte multe magazine din astea de restaurante de renume, de fast food, pot să spun că puiul prăjit, KFC, poate și mâncarea chinezească. Mănânci ca să trăiești sau trăiești ca să mănânci? Mănânc ca să trăiesc. Cam asta este ce mănânc eu în mod normal și acum aș vrea să vă arăt ceva interesant, locul în care îmi desfășor activitatea zilnică de fotograf. Hei, și am ajuns și în studioul nostru, unde facem fotografie și video. După cum vedeți, avem niște geamuri foarte mari, luminile și echipamentul aici, postul de lucru, postul de machiaj, cu lumină și încă un geam foarte interesant
de unde îi vedem pe vecinii din clădirea alăturată. Franț mi-a lansat provocarea să ne antrenăm chiar aici, în studioul meu, deoarece eu m-am plâns lui că nu am timp să ajung la sală. El a găsit soluția asta genială, așa că n-am putut să refuz. Și acum că m-am schimbat, haideți să vă arăt rutina antrenamentelor mele. Hai să ne apucăm de treabă, acum că ne-am încălzit. Pe măsură ce am început să mă mișc, îmi dau seama că îmi face plăcere să fac lucrul ăsta. Se pare că am ratat o mișcare. Țin legătura cu Franț prin telefon și trebuie să îi comunic progresul meu. Care sunt obiectivele mele din punct de vedere fitness? Mi-a trimis Franț un mesaj. Păi, unul ar fi să fiu tot timpul în formă, deoarece atunci când faci fotografie trebuie să ai o condiție fizică bună. Mai sunt și zile în care trebuie să car foarte mult echipament. Și în al doilea rând, să nu fii mai prejos de cei din industrie de modele și să arăți bine. Îmi place să mă antrenez înainte de lucru, dacă e posibil, dar e interesant să te antrenezi și după, dacă mai ai forță. Acum depinde cum are fiecare timp. Partea frumoasă a acestui antrenament este că poți să-l faci oriunde. Eu am foarte multe joburi și în afară și mi-este foarte greu să ajung la sală. De aceea, programul ăsta este excelent. Ideea e să nu te lași de el. Asta e tot secretul. Salut, Mr. Franț! Salutare! Păi cum să fie? Pot doar să spun că am obosit. Adică am încercat cam toate exercițiile tale și sunt puțin obosit. Asta e clar. Poți să repeți? Care a fost cel mai dificil? Cel mai dificil, cred că cele mai dificile au fost flotările. E greu să coordonezi toate mișcările, mai ales după mult timp în care nu ai făcut sport. Mă bucur și eu foarte mult și să știi că o să aplic exercițiile tale și în călătoriile mele nesfârșite. Hai, ne auzim data viitoare. Mersi, salut, pa, pa, ceau. Aoleu, e greu, firar, mama măsii. Timpul e o resursă foarte importantă, de aceea trebuie să-l economisești și să găsești tot timpul metode prin care să poate să reușești să te antrenezi chiar la locul de muncă. Eu sunt norocos fiindcă am acest studio și aș putea să mă antrenez aici, iar Franța a avut o idee genială. Și chiar vreau să mă țin de treaba asta, să vedem cum progresez în următoarele luni. Păi, frigiderul mi l-ați văzut, prima mea zi de antrenament ați văzut-o, studioul meu l-ați văzut, cred că e momentul să ne întoarcem la treabă. Acesta a fost un nou episod al emisiunii Training Days. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe și să activați sus clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele noastre noutăți despre emisiune. Totodată, InstaStar te invită la un contest și anume, scrie sub formă de comentariu care este rutina ta săptămânală sportivă și poți să câștigi kitul pus la dispoziție de către aceștia pentru alergători. Succes! Cam atât pe ziua de astăzi, nu uitați Training Days for Life!